Steaua, care în prima etapă a făcut un egal la Târgoviște cu Chindia. Iar în etapa trecută, teoretic pe teren propriu, însă la Mioveni, Steaua a făcut un 1-1 cu Metaloglobus. Steaua joacă în acest echipament de culoare deschisă, echipament de deplasare de partea cealaltă, Unirea Dej, în echipamentul alb-albastru. O nouă lansare în careul celor de la Unirea Dej și se acordă lovitură de la 11 metri pentru Oaspeți. O lovitură de la 11 metri care a fost obținută de Ștefan Drăghici. Suntem în minutul 6 și Steaua beneficiază de această lovitură de la 11 metri. N-a fost titular în etapa precedentă de campionat. A fost titularizat, iată, în acest meci și obține lovitura de la 11 metri. În aceste reluări nu prea s-a văzut faultul. Un plonjon spectaculos al lui Ștefan Drăghici. Însă arbitrul Mircea Ardelean nu a avut nicio ezitare și Bogdan Chipirliu va încerca să deschidă scorul pentru Steaua. Chipirliu se îndreaptă spre această minge, șutul lui Chipirliu și este gol pentru Steaua. Al doilea gol al lui Bogdan Chipirliu în acest sezon. Ambele reușite ale sale sunt însă discutabile. În prima etapă la Târgoviște a marcat într-o poziție suspectă de offside. Acum el marchează în această fază care s-a, în urma acestei faze în care s-a dat lovitură de la 11 metri. O altă decizie discutabilă a arbitrilor. Minutul 7, stimați spectatori, Oaspeți deschide scorul din penalti. A scris pentru Steaua. Petinean este cel care a avut acea intrare la Drăghici. Două etape în care de fiecare dată s-a dictat lovitură de la 11 metri împotriva Stelei, la Târgoviște și la Mioveni cu Metaloglobus. Vine această a treia partidă consecutivă din acest sezon în care se dictează lovitură de la 11 metri, de această dată în favoarea Stelei. Deci de la Pensia Timișoara, atac al Stelei, oportunitate pentru Chipirliu și este gol! Gol marcat de Chipirliu! Ce execuție surprinzătoare, nu a fost cea mai curată execuție din partea golgheterului Stelei, însă chiar și așa, portarul Claudiu Kindriș nu a reușit să oprească această minge a lui Chipirliu și este 2-0 pentru Steaua la Dej. Două goluri marcate în prima jumătate de oră acestui meci de Bogdan Chipirliu. Revedem această fază cu Drăghici care scoate mingea pentru Chipirliu, acesta șutează în gazon. Și apoi Claudiu Kindriș nu poate să apere această minge pe colțul scurt. O traiectorie mai puțin obișnuită care îl derutează pe Claudiu Kindriș și Steaua are 2-0 la Dej. Avem parte de o nouă pauză de hidratare, sunt câte două pe fiecare repriză. E o temperatură destul de ridicată la această oră. Ciucov să marcheze al treilea gol al formației sale. Aici șutul lui Vârteș! Care frumoasă apărătorului central, Vârteș! Minutul 60, apare schimbare la Unirea Dej, în locul Marius Căpânean, cel care a făcut Mircea Ardelean faultul echipei care nu au voie să promoveze în acest sezon. Un șut extraordinar de la distanță. A intervenit Frânculescu foarte bine la șutul lui Chira. Revedem această execuție a lui Chira, cel care a preluat banderola de capitan. Minunată această execuție. A exagerat un pic, adevărat, o mice pentru Piftor. Șutul lui Piftor!
frumoasă execuția balistului cu 9 meciuri în prima ligă. Dacă ne vedem șutul Alexandru Piftor. Are, cum spuneam, 9 meciuri jucate în prima ligă. Este un jucător destul de bun. Acum șansă pentru Steaua și este gol! Gol marcat de Alexandru Poiciuc. Un spațiu uriaș în centrul defensivei Unirii Dej, de care profită Alexandru Poiciuc, care deduce scorul la 3-0 pentru Steaua aici la Dej. Incredibil ce s-a întâmplat în apărarea celor de la Unirea Dej în această fază. A fost o încercare de ieșire la offside, dar apărătorii centrale au ieșit la offside, însă nu același lucru l-a făcut și Mario Geană, fundașul dreapta. El îl ține în joc pe Alexandru Poiciuc, care îl învinge apoi cu execuție sigură pe Claudiu Kindriș. Alexandru Poiciuc marchează primul lui gol pentru Steaua. Este 3-0. Păseci Mario Geană s-a văzut în faza golului 3 al celor de la Steaua. Acum vedem o fază care aduce golul... Golul Unirii Dej, marcat de cel mai bun jucător al acestei formații, Alexandru Piftor. Minutul 73. De la Unirea Dej își doresc să rămână cât mai rapid mingea. Vedem cum Vârtej s-a contrat destul de tare în această fază cu Gabriel Fulga. Gabriel Fulga a primit cartonașul galben. Enceanu a urcat și primește Maftei. Maftei întoarce foarte bine pentru Enceanu. Șutul lui Enceanu! 4-1 pentru Steaua. Enceanu marchează din nou pentru echipa lui Daniel Oprița, așa cum a făcut-o și în sezonul trecut, când a înscris de asemenea împotriva Unirii Dej. Atunci o făcea pe stadionul Steaua, acum o face la Dej. Rareș Enceanu plecat în fotbalul mare de aici, din Ardeal, de la Brașov. Sunt deja 12 ani de când el debuta în prima ligă din România, în tricoul lui FC Brașov. Culoarea pe care o poartă Steaua în acest meci aduce aminte de echipamentul celor de la FC Brașov. Așadar, 4-1 pentru Steaua. Minutul 84. Cel mai bun meci făcut de Steaua în acea Steaua. Etapa trecută, Unirea deja a luat 2 goluri de la Schellimber. Ei, iată gol aici, gol marcat de Chira. 4-2, continuă sarabanda golurilor aici la Dej. Golul al doilea al celor de la Unirea Dej, marcat de noul capitan al formației, Chira, Cristian Chira. Portarul Frumulescu iese la această minge înaltă, vedem ezitarea lui și o execuție interesantă a lui Cristian Chira. O centrare foarte bună din partea lui, șuteu pe care l-am lăudat mai devreme. Și Chira înscrie cu execuție interesantă. Mingea lovește suprafața de joc și sare excelent. 4-2 pentru Steaua la Dej. Cine ar fi anticipat acest număr mare de goluri în condițiile în care și Steaua și Unirea Dej au jucat în foarte multe partide închise, cu goluri puține. Și el, după cât de mult a alergat în această partidă, e închis pe gazon. Aici o demarcare bună și gol de 5-2! Gol marcat de Steaua. Este 5-2, spectacol făcut de echipa lui Daniel Oprița. În al doilea minut al prelungirilor, reprize a doua, Adrian Ilie reușește să marcheze golul de 5-2. A fost un lob demn de fostul mare jucător din fotbalul românesc, Adrian Ilie, jucător care deseori joacă pe poziția de la stânga, dar care iată cât de bine apare demarcat în centrul atacului la pasa lui Rareș Enceanu. Rareș Enceanu cu gol și pasă de gol. În
ultima parte a acestui meci în care a fost pe teren. Boiciuc caută un coechipier. A apărut acolo Adrian Ilie. Dar șutul acesta senzațional este trimis de Alin Raicu. Extraordinară execuția. Fantastic gol marcat de tânărul jucător al Stelei. Senzațională execuția lui Alin Raicu. Un fotbalist care n-a intrat în etapa trecută, dar iată ce gol poate să marcheze în finalul acestui meci. Alin Raicu a debutat la Steaua în play-off-ul sezonului trecut. Incredibil această execuție a lui Raicu. Un gol demn de cele mai spectaculoase competiții din fotbalul mondial. O partidă foarte frumoasă până la urmă, aici la Dej, care este câștigată de Steaua cu 6-2, scor total neașteptat.